Un om a ajuns în iad numai că și-ar fi dorit să fie acolo și o biserică. Deși era om păcătos, îl iubea pe Dumnezeu și voia să se roage. A început să măsoare locul ca să pună temelia. Un diavol l-a întrebat ce face, iar omul i-a răspuns: uite, voiesc să zidesc o biserică să mă rog. Când a auzit, diavolul s-a neliniștit. Cum să zidești biserică în iad? A încercat el să-l împiedice în fel și chip, dar n-a reușit. A chemat și pe alți diavoli, dar nici ei n-au fost în stare de nimic. Atunci au dat de știre mai mare lui lor. S-au adunat cu toții și l-au aruncat pe om din iad afară, ca nu cumva să zidească biserica. Așa și noi, zidim biserici ca să preschimbăm iadul în rai. Și de nu vom izbuti pe aceasta, ceva tot vom izbuti, să ne arunce diavolul din iad afară.